Bună seara, dragi telespectatori, bună seara, dragii mei, iată-ne din nou la Cei Mai Buni, emisiunea care vă invită în fiecare sâmbătă și duminică în reluare să vă întâlniți cu oameni deosebiți, oameni care, așa cum îmi place mie să spun, sunt cei mai buni pentru că sunt foarte bine pregătiți, sunt profesioniști, nu au nevoie să facă în viață compromisuri. Întotdeauna am fost atrasă de oamenii aceștia și am apreciat. Sunt oameni care știu ce au de făcut și sunt foarte bine așezați pe picioarele lor. În decursul timpului am invitat aici la Express TV o mulțime de oameni care au dovedit aici în oraș și nu numai că sunt cei mai buni. De mult doresc să am ca invitată, și în sfârșit mi s-a îndeplinit dorința: s, s am invitat o persoană extrem de, de delicată, de elegantă, o adevărată floare sensibilă, care aici în orașul Galați, pe care o găsești în orașul Galați în toate, în toat, la toate evenimentele importante, evenimentele culturale. Uh, și abia când o cunoști îți dai seama că este un om extrem de puternic și un om uh, care are de zis uh, întotdeauna ceva uh, potrivit, uh, întotdeauna este la locul potrivit, uh, este un om foarte valoros și așa cum se întâmplă, cu cât e un om mai valoros, cu atâta este mai modest. Nici nu mi-am imaginat că mă pot apropia atât de repede și de bine de minunata Monica Turcu. Bine venit, Monica Turcu, în emisiunea mea. De câtva timp tot îmi doresc să te uh, prind, ca să zic așa, la mine în emisiune. Uh, e locul tău aici în emisiunea asta pentru că din tot sufletul cred că ești într-adevăr dintre cei mai buni. Tot ce faci, tot ce atingi devine valoros. Și uh, sunt convinsă că uh, marea majoritate a gălățenilor te cunosc, știu uh, uh, despre tine, știu cine este Monica Turcu, ești un nume foarte cunoscut, uh, dar aș vrea în seara asta să, să ne cunoaștem uh, mai bine în ce sens. Uh, întotdeauna mi-a plăcut în emisiunea asta să vorbesc cu invitații mei despre momentul din viața lor care i-a așezat pe acest drum pe care ei au putut să facă, știu eu, carieră sau să se afirme. Așa cum îmi place să zic, sau m-am obișnuit să zic, e ca atunci când mergi pe un, cu un tren pe o linie și cineva, o forță, te ia și te așează pe drumul pe care ești acum. Că poate nu erai pe drumul bun și ai știut mai bine ce face și Printr-un uh, intermediar, bineînțeles, printr-un om, un părinte, un profesor, o mătușă, un prieten, uh, ne așezăm de multe ori pe un drum uh, la care nu ne-am așteptat uh, în copilărie sau uh, în tinerețe. Așa că, deocamdată, te las pe tine să încep să vorbești. Vorbesc foarte mult la început, dar <laughs> după aceasta, și că mă opresc. <laughs> Vorbesc bine. <laughs> uh, Monica Turcu este. Uh, persoana care tot ce atinge mă rog uh, reușește să, să dea uh, frumusețe, sensibilitate este artist, eu am spus artist plastic uh, ea a zis că este mai bine artist vizual și o să înțelegeți de ce pentru că într-adevăr uh, munca ei uh, mă rog munca Anghelii pentru că este doar artă ceea ce face ea uh, nu înseamnă numai uh, plastic, nu trebuie să te atingi de un de cuvântul plastic, vizual este mai bine. Într-adevăr, am văzut lucruri frumoase, create de tine, uh, care nu pot fi așezate pe un nu știu, pe un șevalet sau da. uh, ele au un loc în spațiu, așa. Da, corect. Deci Monica Turcu, uh, artist vizual. Bine ai venit, Monica. Promit să tac câteva invitație. minute. <laughs> nu, chiar, uh, chiar e bine să intre ținem un dialog, da. să nu mă lași singură. <laughs> Mulțumesc frumos și pentru invitație, apreciez foarte mult și uh, pentru prezentare. Este foarte mult spus, adică eu, uh, uh, mă rog, sper ca publicul să, să facă așa o, un bilanț al activității mele și cumva o, să, să mă scaneze ca artist și cu ce ies eu în, față, în fața publicului, dacă... Este de un nivel uh, ridicat sau nu? Eu sper că da. Adică, publicul tot... cred că da. Confirmă, da. Eu inclusiv. îmi dau toată silința și mm -hmm. îmi da. doresc ca atunci când ies în public uh, să am ceva de spus. Adică, nu să ies doar să punctez uh, prezența mea în public uh, la un eveniment sau nu, sau cu o prezentare de lucrări, sau într-o expoziție, sau uh, doar de a fi punctat, ci chiar să. Am văzut să că, că ești o persoană câteva. foarte foarte minuțios, pregătește o persoană da. foarte atentă la detalii și foarte preocupată până iese rezultatul, da, ești foarte, foarte preocupată de detalii. Mă rog, cum se spune, acum ești foarte profi, dar nu lași nimic la voia întâmplării și chiar mai încolo în timpul emisiunii voi povesti niște uh, da. mici <laughs> <Abia aștept. laughs> lucruri care vor confirma ceea ce am spus eu. Uh, de când uh, ai început, Monica, hai să o luăm așa cu începutul, uh, pentru că ești prima dată la mine în emisiune, ești gălățeancă? Uh, sunt brăileancă, dar mă rog, uh... Acum aș putea spune de foarte mulți ani de zile că sunt gălățeancă, eu mă simt gălățeancă, mm -hmm. sunt în Galați din 97, deci e clar că efectiv da. sunt gălățeancă, așa mă simt, singur, eu singur. acasă, când spun acasă, este Galațiul, Galați. la discuție, da, da. Da, 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 da. indiferent de m-aș duce sau așa, da. Galațiul e casa mea. Aș putea să o iau așa mai pe ocorite, dar mă frământă și numai. mai am răbdare să te întreb direct. Când erai mică, desenai? Da, da, era da. clar, Nu mai asta făceam. Desenam, da. pictam, tot, mm -hmm, da, mm -hmm. fără discuție. Și cred că, în general, poate. Părea așa. În general, când întrebi un artist când erai mic cum a fost, sau de când a pornit da. treaba cu arta, da. cam toți spun același lucru. De când eram copil, asta făceam, asta îmi plăcea și asta era pasiunea și am mers mai departe pe drumul ăsta. Cred că, în general, cam toți artiștii au pornit încă de mic. Nu cred că s-a nimerit dintr-o dată, nu știu la nu știu ce vârstă, s-a declanșat ceva și de acolo a ieșit partea cu Nu prea poți să faci cu Arda. lucrul ăsta, nu alte cred, lucruri nu cred. poate, dar... Într-adevăr, se poate face o școală în, în zona artei, da, ca în, în orice alt domeniu, dar totuși să ținem cont că vorbim de creație, vorbim de talent și de muncă și de, de studiu foarte mult. Dar lucrurile astea trebuie să vină cu un bagaj din spate, adică fără discuție, că putem vorbi, că un artist cred că se și naște cu un bagaj pe care mai departe și îl dezvoltă prin educația da. în, în zona artei. Contează foarte mult, pentru că așa un mic artist cred că zace în, în fiecare dintre <laughs> da, noi. Da, da. Depinde mai departe cum ne raportăm la, la lucrurile astea pe care le simțim dacă alegem să mergem și în zona educației, tot pe, pe zona creației, pe zona artei sau rămânem într-o zonă de a fi un amator îndrăgostit de a picta, de a desena în timpul da. liber sau... Da, da, să rămână un hobby sau... Da, da. Da. În familie ți a fost susținută înclinația? Da, da clar, de, mm -hmm. de mică clar, părinții mei m-au susținut și m-au încurajat, și au făcut tot ce a fost în nevoie ca eu să, 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 -mi, să mi duc mai departe. Da, da, da. N-ai avut piedice. N-a fost nu. o situație în care a trebuit să-ți convingi, să-i convingi pe cei din jur că nu, nu, poate pe parcurs lucrurile au luat o altă întorsătură și în loc să. Eu facultatea de arte am făcut-o mai târziu. Prima facultate pe care am absolvit-o a fost cea de drept, dar eu eram setată pe, pe zona artei, m-am pregătit și am vrut să dau la Universitatea de Arte din București. Din păcate, lucrurile au luat o întorsătură în viața mea, și nu am reușit să mai ajung acolo. Și la un moment dat, pentru că e clar, când lucrurile sunt scrise, se, se întâmplă într-un fel, fel. Cred că așa s-a așa întâmplat și în, și în cazul meu. Uh, mi-era destul de greu să mai plec din uh, din Galați să, să ajung la București să fac uh, și facultate pe care mi-am dorit-o da, și da, acolo da, unde da, mă simțeam da. eu uh -huh. cu adevărat, dar uh, am aflat de facultatea când s-a înființat facultatea de arte din Galați chiar eram uh, la verinsajul uh, pictorului Nicolae Spirescu uh -huh. uh, uh, și chiar dumnealui mi-a mi spus că s-a înființat această facultate în Gala și am zis, nu cred, nu adevăr, nu cred, nu cred, că e da, adevărat. Da, și am da. zis, Doamne, asta nu e întâmplător, este clar, da. pentru că uh, eu nu-mi terminasem uh, drumul ăsta în zona artei, începusem, dar nu-l dusesem mai departe și era, era o, o chestiune neterminată da, în viața mea. Da, 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 e fi rămas așa. Da. Cu un... Și uh, da. m-am uh, pregătit pentru admiterea mm -hmm, asta. Mm -hmm. Chiar domnul Spirescu mi-a dat, mi -a da, dat da. un test și mi-a zis merge mai departe sau ne oprim? Adică e cazul să dai mai departe la, da. la facultate sau nu? Da. Și uh, ia, da. până la urmă am ajuns aici, am terminat facultatea la Galați. Imediat după facultate am făcut un master în tot în pictură la București, la UNARTE, la Universitatea uh -huh. Națională de Arte. Uh, și după masterul din București, să spunem că am avut o perioadă în care am fost așa în într-o perioadă de, de căutări și de am pregăti cumva cu adevărat pentru, pentru misiunea de artist pentru că până la urmă Chiar dacă termine, termini școlile de, de artă, da, și o facultate de artă, un master, da, da parcurs toți pașii ăștia, diploma aceea nu-ți conferă și titlul de artist. Adică, eu cred că trebuie să fim cu toții conștienți de asta. E, da. Sunt niște etape prin care trebuie să treci și este posibil să ajungi în zona în care te poți numi artist sau, sau nu. Poate mult să pierd pe drum și nu-și mai continuă da. drumul ăsta. Da. Și. Uh... Cred că asta s-a întâmplat, am luat-o pas cu pas, nu am grăbit nimic și nici nu am forțat lucrurile și l am făcut așa cum am simțit și când am simțit că trebuie să le fac. Da. Acum sunt la, la, facult... la uh, anul întâi la doctorat tot în zona studiilor culturale la, centrul de, uh, la CSI la la București, la Universitatea uh -huh. de, uh, din București. CSI uh, este un centru de... Uh, Excelență în studiul imaginii uh -huh. un doctorat în ce frumos, științific uh, da. Da. Da, da, ce, da. ce înseamnă? Da. Chiar mă interesează, chiar nu știu uh, știam că vreau să da. te întreb, știam că ești doctorant da. dar ce, ce institut este ăsta? Sună foarte interesant și special da. uh, Păi uh, se ocupă fix uh, cu uh, studierea imaginii și textului da? Uh, de aceea... Mm. Uh, tot ce se studiază aici este din zona, se, se și numește, da, se cataloguează în zona studiilor culturale. Toată lumea care are legătură cu arta și cu cultura, da, cei care uh -huh. vor să ducă mai departe, dar în general sunt cei care vin din mai mult din zona teoriei, da uh -huh. eu vin din zona practicii în da. Da, și, pentru că nu e un. Nu e un doctorat profesional, este un doctorat științific de cercetare. Dar pe mine mă interesează foarte mult și sunt foarte încântată și mândră că am am fost admisă Sigur, aici da. pentru că selecția este foarte, foarte drastică. Uh, și mă interesează pe mine ca artist mă ajută foarte mult pentru că eu de timpul sunt într o căutare și am nevoie să mă să evoluiez, nu vreau să, să țin uh -huh, să bat uh -huh, pasul pe loc. Uh -huh. Este clar că trebuie să evoluăm, dar pentru asta înseamnă că trebuie să facem ceva în, Da. În și ce obiecte de studiu, ce ce studi, ce sau ți-ai o, o, da, o temă, o temă de cercetare, pe care da, da, da. Aha, aha. O, da, cu care a fost admis. Ah, deci de la admitere da, ai da, fost da, cu tema da. Și tema da. Da. respectivă va fi uh -huh. uh, Dezbătută în perioada celor trei ani de zile, împreună cu profesorul coordonator și profesorul din cadrul CESI mm -hmm. da. da. Super, Pe... da. da. Eu sunt foarte încântată și sper să. Felicitări, da, 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 <laughs> da, da, da. Să da. merg cu succes mm -hmm. mai departe. Uh, tu, în uh, cariera ta, uh, numele tău este întâlnit și uh, în. Uh, Pictură, în pictură, uh, uh, am să te rog să ne explici uite, pentru că da. am mai pomenit în emisiune altă dată dar nimeni nu a explicat foarte clar ce înseamnă aceste instalații. instalații da. uh, chiar Și eu mai mult intuiesc da. din experiență, așa, din ce am văzut, dar nu știu exact de unde până unde da. se numesc instalații. Uh, plus că e foarte interesant și pentru mine e foarte interesant și așa am și ne-am cunoscut face scenografie, care este da. o mă rog, etapă superioară în dezvoltarea unui artist plastic. Ai făcut scenografie la mai multe spectacole. Ai la făcut... câteva, nu la, la... foarte da, multe, da, la da, multe. Da, 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 ai făcut dar la Teatru Dramatic. Da. da. și la teatru dramatic la ce spectacol ai, ai făcut? La Scrisoare pierdută Aha, în da, regia da. lui Eugen Făt da. am mai colaborat cu cu cei de la teatru independent care a fost în Galați cu, da. cu Radu Horghidan cu Vlad le-am făcut partea de scenografie mm -hmm. am colaborat cu ei pe câteva piese de da, câteva da. spectacole. Mm -hmm. Și recent la da, noi -am, din Am, din -am Buzunar, cunoscut la Teatrul din Buzunar, da, m-a da, a, -a impresionat ce ai realizat, modul în care ai realizat înțelepciunea, inteligența cu care ai realizat și cu care ai tratat teatru independent. Adică ai înțeles, ai făcut, ai făcut un lucru extraordinar vizual. Ai uh, câștigat, nu știu, 40% din spectacol l-ai luat tu, Asta. numai vizual, deci de cum da. uh, intră lumea în sală la spectacolul Tu ești al meu. Spectacolul Tu ești al meu este uh, scris de Andrei Vela, e textul Andrei Vela, regizat de Vlad, Vlad Ajder, Ajder da. uh, scenografia Monica Turcu și costumele Iulian, Iuliana Șerbencu. Uh, a fost o echipă serioasă, da. o echipă de profesioniști. Uh, și asta vreau să spun că în momentul în care spectatorii intră în sală, la tu ești al meu, uh, deja Aua. aproape de jumătate <laughs> de spectacol l-ai făcut tu. Da, este ceva foarte da. original, foarte nou, foarte interesant, foarte expresiv, extrem da. de sugestiv da. și de expresiv. Uh, ai înțeles cum se lucrează cu teatru uh, independent, n-ai venit cu Fantasma care costă, care costă uh, sute de milioane Corect, de lei. Da, dacă înțeles dacă cân... se poate din nimic să facem cu adevărat uh, ceva. Ai făcut un lucru că... fantastic, cam din da. nimic, într-adevăr, da. și asta mi se pare extrem de, uh, de admirat. Uh, în general, în teatru independent. Sunt de admirat multe lucruri din punctul său de vedere, pentru că tot respectul pentru teatrele care au buget de la stat, dar acum sunt de atât de mulți bani, încât nu mai... Numai, exact. Adică e sigur, e foarte frumos ce face regizorul, scenograful, dar mulțumesc frumos, cu foarte mulți bani. Dar Correct. când ai puțin bani să faci Correct. un lucru wow, atunci no, este no. și mai de admirat. Adică sunt spectacole mari și la București am văzut la teatru bugetate la care, la care chiar nu, nu m-a impresionat. N-am no. ieșit de acolo întrebându-mă oare cine fi făcut scenografia. Uh, ori tu, aici, la Teatru din Buzunar, la tu ești al meu, uh, ai acaparat uh, <laughs> jumătate de spectacol <laughs> da, da. Uh, pentru că vizual este foarte, foarte. Uh, prezent și sper din tot sufletul Monica să colaborăm și la alte spectacole mulțumesc uh, da, Andrei um, Velea a mai un scris un cântare, spectacol da. și am și vorbit că nu concepem un <laughs> spectacol fără Monica Turcu uh, am vorbit despre asta cu scenografia, am vorbit mă rog mai mult eu să spunem că uh, e un domeniu de care mă lovesc și eu dar spune-tu acum despre ce îți place cel mai mult din ceea ce faci, ce, despre ce te simți atrasă, um, pictură, știu. Da, nu știu da. nu, păi, ceea ce cred că mă definește în zona creației este uh, zona conceptuală. Adică, indiferent către ce, către ce, cum să zic, tind ca rezultat, a materializa o idee, da, da clar, totul este din zona conceptuală, că totul se bazează pe, pe o idee, pe un concept pe care este structurată și realizat și materializată mai departe o lucrare. Și lucrarea asta, de fapt, ce înseamnă? că Nu se nu să intru în, în detalii. Uh, academice și da. explicații uh, tehnice, ca să spunem exact, așa. O da. să încerc să vorbesc cât mai clar și mai simplu. Uh, atâta timp cât uh, încerci să aduci în fața publicului o idee materializată, da, prin care încerci să spui ceva, dar nu de a pune totul pe tavă. Mm -hmm. Să lași puțin și loc de dar pune mintea puțin la da, a, da la celui uh, care dans, îi privește. Uh, exact exact și cumva îmi place să crez sau asta asta vreau uh, și asta încerc prin lucrările mele uh, să las puțin loc și da te duce cu mintea și cu gândul uh, și dincolo de ceea ce vezi imediat. Da. Uh, și uh, sper că atunci când ies în fața publicului cu, cu un proiect uh, să reușești să fac asta plus că eu zic că sunt destul de uh, severă așa cu mine și foarte critică. Uh, selecția, în primul rând, o fac eu, adică nu ies cu tot ce fac. Dacă am 20 de lucrări, trebuie să ies cu toate 20 pentru că le-am făcut în niciun caz. Adică îmi fac o selecție foarte clară, foarte drastică, și în fața publicului ies doar cu ceea ce cred că funcționează bine, că fac parte din proiectul la și stau bine <laughs> acolo și am ce spune cu ele uh, bine, poate de foarte multe ori uh, există și public care ar spune ok, dar ce e asta, adică, sau poate nu înțeleg sau uh, este clar, se poate, se poate întâmpla mai ales atunci când o lucrare sau un proiect nu are un statement, nu are o prezentare textuală a ceea ce, ce vedem ca lucrare materializată da, da, da. și se poate întâmpla, este clar, și nu judecăm Ne nimeni. apropiem de uh, da. uh, ceea ce înseamnă instalații? Uh, da, uh, la instalații de fapt uh, ce este? Dacă la pictură uh, lucrurile sunt foarte clare, uh, da, pe o pânză sau... Poate fi un alt suport, nu aparat o pânză întinsă pe un șaseu, dar pictura poate fi și pe alt suport material. Uh, redăm o imagine folosindu-ne de culoare, de, uh, de uleiuri, de acrilice, de uh -huh. materiale astea pe care le folosim în pictură. Uh, și e doar o, o zonă, uh, cum să spun... Uh, doar o imagine pe care o, o redăm. Prin ea putem spune, adică inclusiv în pictură, putem merge în zona conceptuală, uh -huh. da? nu trebuie doar să, să redăm ceva, o fotografie, efectiv. Sigur, da? Ce vedem în, în natură, asta să redăm în în, în pictu prin pictură. Și în pictură mergem foarte clar și foarte bine în zona conceptuală. Dar partea de instalație, ce înseamnă? Că avem deja ceva tridimensional, da? adică uh -huh. ne folosim poate de niște obiecte. Și puse împreună, da, putem, le putem duce într-o altă zonă să le dăm o altă interpretare. Uh -huh. da, să ne folosim de obiecte, poate chiar de uz de uzilnic. Uz da? Da. Și aducându-le împreună, noi putem, în momentul în care le folosim cu o idee, da, cu un concept că vorbesc de, de da. concept. Uh, să transmitem altceva prin, uh -huh. uh, prin ele, dar este clar că prin instalație uh, lucrurile stau la uh, tridimensional. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Și spațiul în care putem uh, găsi, mă rog, în care se montează aceste instalații da, așa, da. sunt de altă natură, sunt a puțin atipice? Da. Nu neapărat. Depinde cum sunt gândite și construite. Pot fi instalațiile făcute specific locului în care le expui, da? Să ai specific, se numesc uh -huh. genul ăsta de lucrări. Gândite special pentru, știu deja unde le voi, le voi instala și reda publicului sau o instalație poate fi la fel de bine într-un spațiu convențional într-o galerie de artă yeah. sau într-un spațiu neconvențional pot, le pot monta, nu știu într-o hală dezafectată într-o clădire aproape prăbușită, mm -hmm. pe stradă mm -hmm. în, în, în spațiu public deci nu sunt legată de zona în care, de un spațiu anume în momentul în care, le, la pictură este mai greu în mm -hmm, momentul mm -hmm. în care expui o pictură, pentru a fi pusă în valoare, cred că este foarte important ca acea, pardon, ca acea lucrare să fie panotată pe un perete într-o într galerie. Da, da, Poate fi și o galerie neconvențională și mm -hmm, pentru mm -hmm, pictură, mm -hmm. dar este mai greu să o expui undeva într-o zonă în care, fără o susținere din, din da, spate, da, este da, mai da. greu să o pui în valoare. Da. Depinde-și ce are în jur și poate intră în concurență cu alte, au obiecte sau alte lucruri din jur și mm -hmm. este mai greu. Depinde. Depinde cum gândești lucrurile. Da. Poți să folosești într-o într -o, într -o instalație, de ce nu, și o pânză pictată cu alte, cu alte obiecte. Uh, de exemplu, în. Uh, uh, Scenografia făcută pentru tu ești al meu, putem numi scenografia aceea că a fost gândită ca o instalație. Așa este. Da. Am vrut să întreb da. dar mi-a fost frică așa să nu mă este. fac de rușine. Da. Și m-am gândit cam așa, cred eu. Da. că de, da, Deci. Da. Uh, 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 uh. Uh, eu nu aș putea spune. eu nu pot să mă numesc scenograf, da? pentru că în tot respectul, scenografii și ei au o facultate. Pe zona asta mm -hmm. e specializarea de scenografie. Eu nu am terminat specializarea de scenografie, am terminat. Da, dar scenografie fac și regizori. Da, corect, nu, corect. Știu că e o specializare, uh, dar. Eu uh, spun că în momentul în care mă implic într-un proiect uh, de scenografie, eu o fac din viziunea unui artist vizual. da? Și atunci mm -hmm. mă gândesc uh, cum uh, mă simt eu bine în zona creației cum simt eu și văd acel spectacol și cum încerc să-l văd, am mai spus lucrurile ăsta fără să mă folosesc de elementele specifice scenografiei pe o scenă de teatru, așa cum îl știm, da, adică da, da. fără să mă folosesc de butaforie sau dacă se poate să folosesc elemente... Uh, nu contrafăcute, da? ci elemente efectiv uh, reale pe care le pot Aha. pune în acel spațiu. Ca atare, așa cum sunt ele. Uh, şi, şi, da. Uh, poate chiar uh, și aici, și în zona asta a scenografiei, uh, tot uh, conceptual gândesc uh, și îmi place să mă folosesc de metafore vizuale. Da? În momentul în care. Uh, am un text în față, evident că vizualizez etapele, da, și acțiunea da. în sine. Uh, și mă gândesc ce elemente ar putea traduce foarte bine uh, vizual textul, acțiunea, uh, viziunea regizorului, da, de lucruri de. care să vină în completare. Și da. să pună în valoare ceea ce regizorul da, gândește, da, da. actorii. Uh, uh, și ei trebuie da. să se folosească da. de lucrurile astea, dar poate într-adevăr că și zona asta de decor, de scenografie, poate fi una pur și simplu de decor. Da, <laughs> adică da. să folosești niște elemente care să te ajute doar pentru că trebuie să ai un scaun să stai pe da, el sau. Da, da, da. Da? deci nu îți trebuie cine știe ce interpretare da. acolo, sau poate folosești niște elemente efectiv în, într o variantă metaforică de simbol, de, uh, de a in... mm -hmm. da, și uh, dar în cazul ăsta este important ca și prin acțiunea din scenă să faci cumva trimiteri către aceste elemente din spațiul scenografic, din spațiul da, de decor da, 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 să faci cumva, să te folosești puțin de elementele astea ca să le dai relevanță, să, să înțeleagă omul de ce sunt acolo, prezente. Da, da, da. Bine, aici... Da, mai ales în teatru există... E o regulă dată de spectator. Da. Spectatorul când intră în sală, absolut orice obiect vede pe scenă sau da. mă rog, tot ce se întâmplă în scenă trebuie să aibă uh, o explicație corect, um, corect. urmărește spectatorul, poate, poate fără să-și dea seama nu, nu vrea, chiar dacă nu vrea să fie uricios sau să corect. caute nu în papură, el se întreabă întotdeauna da, cei, care rostul cei acelui cu obiect scaunul acolo? Ala, corect, cei da. cu ul lihianul ăla acolo. Da. Cei cu deci cu este foarte aia. important. Că, da, este da, foarte este important. important. Pentru... Că atunci nu și are da, rostul dacă da, nu da. dacă nu folosește nici pentru acțiunea efectivă, exact. nici da. simbolii nu simbolizează nu 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 ai niciun, niciun mesaj nu transmis da. prin obiectul folosit, da. atunci care e rostul lui acolo? Se... Mai bine nu exact, folosește, mai bine nu folosești. Exact. Da, da, da. Am văzut și eu am că, într adevăr Spectatorii, chiar spectatorii mai apropiați, așa, la sfârșit, da. chiar întreabă. Dar de ce era? Da, uh, da, da. Deci, da, și e, este și normal să, da, să se întrebe. Da, da, da. Pentru că, până la urmă, cine pune în scenă un spectacol sau chiar și într-o expoziție, da. uh, trebuie să te gândești. Cum, cum văd lum, cum primesc oamenii lucrurile astea, dar mai ales în zona teatrului, exact da. cum ai zis, lucrurile aia trebuie să aibă relevanță, adică trebuie să înțelegi de da. ce sunt acolo, de ce le-ai da. folosit. Acum, ca să nu uit că vreau să povestesc ceva despre de Tu ești al meu, spectacolul Tu ești al meu, te-am te -am cunoscut cu ocazia montării spectacolului și am fost foarte impresionată de cât de atent ai fost la detalii și mă rog, ai realizat un lucru extraordinar, dar am vrut să spun ca poveste, așa, sper să nu te superi, deci atâta atenție ai avut la fiecare element, da. că toți cei care au contribuit la realizarea acelui decor, să teau cu frică că vine Monica, intră monica pe ușă și nu i pus exact în locul ăla obiectul respectiv, și bine, asta ai cu drag îți spun. Că se tot urcau pe scară, le așezau acolo și ce ai bine, nu, las că e bine, mai uităm pe poli bine. Mă, mă dar dacă vine Monica și vede că nu e exact acolo. Da. Uh, și au fost foarte bine că a fost așa bucur, și mie îmi, fac, da, îmi plac lucrurile făcute exact cum trebuie, nu că merge și așa. Băi, deci asta, asta mă seacă da. pe mine, uh, modalitatea de a da. lucra cu acest merge și așa. Da care în teatrul independent nu merge, nu se poate da, face pentru fai. că n-ai de ales. Da, da și... eu mă bucur, asta înseamnă că toți cei care au fost implicați în proiect au văzut că eu chiar... Mă... M-am vrut ca lucrurile să funcționeze foarte bine, și ceea ce facem chiar să aibă relevanță. Relevanță, da, da, da. și uh, exact cum ai spus, adică nu le facem doar așa ca să fie. Da, da, da. Uh, Nu, deci chiar cu da. maximă implicare și responsabilitatea da. au fost lucrului bine făcut. <laughs> 12, 14 da. da. elemente mai știu care sunt atârnate deasupra da. scenei, așa și toate au avut într-adevăr lor pentru da. că la sfârșit, din discuțiile cu unii dintre spectatori, au înțeles care e rolul lor da, acolo da. și de ce sunt acolo da. și nu în altă parte da. uh, și au avut timp și văd, spectatorul da. vede orice, da, adevărul e că da. din sală se vede orice. Eu am observat și când lucram la uh, Teatrul Muzical uh, Nae Leonard, acolo este o scenă mare, o sală mare, și uh, mulți aveau senzația că nu se vede, lasă că nu se vede dacă nu, e un pantof, da, nu da, e da, de da sau clama de la spate. Nu e nu adevărat, din, din sală, spectatorii văd pentru că ei stau acolo oră, oră jumate, da, două correct. ore. Da. Și tu nu poți să -i mai ales îi spui, când, vezi, te uiți da, numai la corect, nu, omul corect. ăla să uită săracul pe tot. Și mai ales când e un spațiu uh, foarte mic și uh, uh, spectatorul da, este da, foarte sigur, apropiat că, da. de zona acțiunii de, și de mai și. artist, uh, de artistul de pe da, scenă. Da, da, mai da. ales la spectacol pe care l-am făcut noi ăsta cu uh, Tu ești al meu, totul se întâmplă uh, în, în uh, mijlocul spectatorilor. da. da. da? și cu Scena atât mai mult. În toate detaliile sunt cu atât mai apropiate da. și mai evidente și da. este clar că și lucrurile spui de lucruri pe ca, de obiecte pe care le am <laughs> atârnat și mm -hmm. tot ce am compus noi acolo, chiar ți minte că noi tot încercam să fie la mai mare acolo, să fie la mai mic acolo, ăla cu culoarea, nu știu care acolo nu funcționează bine cu ăla. Da, asta, da. Păi asta e ideea pentru că vorbeam de instalație și de într o într-o creație vizuală, da? și în instalație, ca și în pictură, și în celelalte zone ale creației, totul trebuie să funcționeze bine între ele. Trebuie compozițional să, să vină totul așa cum trebuie și ca să aibă un echilibru da, exact. Da, da. Culorile trebuie să fie armonizate între ele. Compozițional elementele trebuie să funcționeze bine între ele da. și repet din da, nou, da, 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 să aibă relevanță și de ce acolo și de ce nu dincolo. Da, da, da. Poate da. încă nu le-am folosit suficient de, de bine noi în <laughs> <laughs> Tu ești al meu, dar cu timpul <laughs> <laughs> mai învățăm, învățăm da. din toate. Ce părere ai despre arta care uh, intrigă sau, mă rog, mai mult decât intrigă, știu eu, Există multe situații, mai ales în ultimii ani, când uh, se spune că nu-i nimic. Dacă arta naște discuții, multe da. războaie, poate da. și așa, uh, asta trebuie să facă. Până unde poate să se întindă lucrul ăsta? Că mie mi se pare că că se exagerează. Da. Adică, sigur, trebuie, uh, uh, orice formă de artă trebuie să-ți lase un semn de întrebare trebuie să-ți creeze un ușor disconfort, să te întrebi, să spui oare e bine, oare nu e bine, eu fac bine, nu fac bine, trăiesc în lumea care trebuie, trebuie să fac ceva normal, nu? Ca și de la teatru, omul nu trebuie să iasă de la teatru chiar fără niciun fel de întrebare, fără ba niciun chiar, fel de concluzie. ar fi, Ce? Ar fi de dorit, exact. mai așa să se întâmple. Exact. să, să pleci da. de acolo cu o stare, cu niște gânduri. Cu niște măcar, gânduri, cu... cu niște gânduri. C Altfel, nu da. te duci degeaba. Exact, exact. Nu te duci numai să da. râzi sau numai să plângi. Evident că, uh, da. Totul se sfârșește exact cu punct și uh, trebuie să existe o, o minimă. Uh, un, un semn de întrebare care să rămână după ce ai văzut un spectacol sau un tablou sau o statuie sau. Uh, 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 dar mi se pare că acum se cam exagerează, este poate părerea mea, știu poate de la vârstă am început să fiu mai uh, rezervată, uh, parcă se exagerează un pic, se creează niște lucruri care depășesc limitele bunului, bunului simț elementar. Da. Sunt întotdeauna discuții legate de, de subiectul ăsta și uh, apar dezbateri chiar aprinse, uh, și întotdeauna sunt mai multe tabere. Cei care muncă sunt în zona asta artei uh, mai cuminti, mai tradițională, așa cum am învățat-o din școală, din așa, da. și uh, poate zona uh, experimentului artistic care. Depinde până unde se duce. Nu, nu cred că există o limită în, în zona artei. Până la urmă vorbim de creație. Adică trebuie să înțelegem că artistul este puțin altfel decât o persoană normală din da. viața de zi cu zi. Că până la urmă despre asta e vorba, a fi artist. Da? Uh, și când vorbim de creație, înseamnă că acel artist trebuie să ajungă să-și materializeze ideile. Deci nu... nu Uh, și cum o face mai departe, acum depinde. Depinde cât de pregătit este artistul ăla, depinde ce da. bagaj are în spate. Uh, dacă un artist a, a urmat uh, toată formarea în, uh, în școală uh, și baza o are foarte bine, adică a făcut studiu foarte bine, știe de unde a plecat, cunoaște desen foarte bine, cunoaște culoare, cunoaște compoziție, mm. cunoaște tot ce ține de bazele formării unui artist. Pe mai departe, dacă se desprinde de zona asta academică da, da. și se duce într-o altă zonă de interpretare, de sugestie, de... Uh, nu este nicio problemă. Dar înseamnă că omul ăla, și asta este important, dacă omul ăla știe ce face acolo. Uh, nu face nume de dragul de nu, a. Nu, 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 nu. Evident că nu putem atențial. să punem, luăm da. trei scaune, le punem unul peste altul și uite, am făcut o instalație. Dar dacă întreb, bun, dar ce reprezintă, ce ai da. vrut să, să transmiți cu asta, care e mesajul sau de unde ai plecat, care e ideea prim primordială. Și atunci vezi că, vezi că nu știe să-ți răspundă, nu, nu poate să susțină uh, uh, ce a făcut. Acolo este o problemă. Da, da, da. Dar dacă omul ăla poate să-și ducă pe mai departe, să susțină foarte da. clar de ce da, să explice și să aibă justificarea a ceea ce a făcut, de unde a plecat care e ideea, care e mesajul pe care îl transmite. Contează foarte mult mesajul pe care încercăm să-l transmitem. Da. Dar, în primul rând, da, noi trebuie să ne înțelegem lucrările. Dacă noi nu le înțelegem și nu știm nici pe mai departe să le explicăm, atunci nu putem avea pretenția că ne numim artiști ca să mai spun că da, suntem buni. Da, da. Buni, ok. Pentru ce? Da. Deci nu este suficient să iau lucrurile, le pun și gata, uite, da. asta este artă. Eu bănuiesc că cu, mă rog, cunoașterea mea, cât este, că sunt și artiști și nu numai din uh, uh, domeniul vizual uh, și în teatru, muzică da. uh, care la un moment dat poate că sunt bine pregătiți sunt uh, doresc să se afirme și descoperă că sunt cam toate căile închise și atunci ca să surprindă da. doar pentru asta neavând o acoperire da. concretă da. adică mie asta mi se pare că poți să faci orice nebunie da, da, da. dar să ai o consistență, o acoperire, corect. o explicație corect, mă rog cum spuneai corect, tu da. Uh, și asta se întâmplă peste tot. De exemplu, eu consider că și în muzică există un da. curent care sper să treacă pentru că au apărut foarte mulți uh, compozitori care ne, uh, ne putând pătrunde în lumea asta foarte ușor, da. din cauza că sunt mulți și buni, Așa au găsit o nișă, au inventat ceva care este de neexplicat. Da. De ne... Uh, își găsesc câțiva adepți, câțiva snobi, care. Că, asta eu cred că lumea este stricată în general de acești snobi. Nu mă supăr uh, atât de tare eu pe un uh, pictor pe care nu-l înțeleg sau un sculptor da. sau asta, cât mă supără snobii care, fără să înțeleagă nimic, merg și uh, autorizează uh, un lucru care da, validează. Validează, să zicem, exact, uh, da. Asta, asta nu avem noi ce să facem, asta este, da. cred că au fost dintotdeauna și vor fi, de multe ori se întâmplă, știi, ca chestia, povestea aia cu împăratul gol. Deci îi vezi că se duc, își dau ochii peste cap, nu înțeleg nimic, dar sunt plini de elogi și mă gândesc un copil dacă ar fi să spună împăratul gol, da. degeaba ne minunăm. Da, mă rog, asta este un fenomen care probabil este Da, ar... repet, eu sunt sunt deschis către zona, adică să nu ai limite în zona creației. chiar cred că în zona creației trebuie să nu ai limite. Dacă ți îți limite nu facem nu mai nimic, ești, e, da. Da. dar să știi exact de ce faci lucrurile la, da, da. Evident, da, evident da, pentru da. că mă uit și un, lucrurile când sunt făcute doar că sunt făcute da? și în zona asta artiștii da? văd tot felul de, de lucrări de artă mai ales acum că avem atât acces la internet și nu ai cum să nu vezi ce expune artistul din, din alte țări, un artist din, din țară de la noi, din nu știu ce orașe da? Da. nu ai cum să nu vezi sau chiar din, din orașul tău Uh, vedem unii de la alții, dar uh, nu este suficient dacă eu am văzut ce a făcut un artist și să zicem că uh, mi-a trezit interesul și îmi place ce, ce văd, și atunci iau și eu de acolo, preiau ideea sau preiau. Uh, uh, lucrarea respectivă și încerc să să o, să o refac eu, da? un fel de copy-paste, dar da. lasă că nu mai știe nimeni. Da, 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 da. Nu este așa, ne, ne mințim pe noi înșine și nu cred că asta este ideea. Da. Iar lucrurile astea mai departe se văd, ok, s-ar putea să păcălim câțiva, pe câțiva din, din public, da, da. dar nu cred că toată lumea o să fie păcălită de o idee am preluat de la cineva, încerc să mă folosesc de ideea al cuiva și ies și eu un public. Uite cât de bun artist sunt. Da, nu, da, la, da. nu funcționează lucrurile la nesfârșit. S-ar putea să funcționeze o perioadă, da? da, da? da, da. Că depinde și uh, cărui public mă adresez. Dar uh, cred că se vede cine învață nu doar să redea. Cine învață să gândească în primul rând, adică și în zona creației este foarte important, consider, să învățăm mai întâi să gândim. Pentru că altfel nu avem cum să să ajungem la o înțelegere, nu, nu e suficient, iau un măr, o pară și o ulcică și fac o natură statică. Deci, în momentul în care ieși din zona asta și te duci în zona conceptuală, acolo chiar trebuie să, da. să înveți să gândești ca pe mai departe să știi cum să redai acea idee și cum să-i faci pe oameni să înțeleagă da. uh, ideea din spatele uh, lucrării tale și ce mesaj transmis de ce ai făcut-o, de ce ai ieșit cu ea la public, care este ideea, care e... Uh, da, da, da. Uh, da, deci asta cred că este foarte important, iar în zona creației de aceea zic că nu cred că există o limită. Da. Uh, iar cei care se duc într-o zonă experimentală, cred că este important să... Să-și declare lucrurile ăsta. Dacă se duc într-o zonă experimentală. Dacă eu mă duc în, nu știu, mm -hmm. încerc prin câteva sunete să văd ce, ce rezultă, dar îmi declar intenția, omul va înțelege că eu nu încerc să, 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 să cum să zic, să să arăt o uite ce maestrie cunosc eu, da, ce compozitor da. sunt sau nu știu ce, da? Atâta timp când îmi declar intenția și de ce am făcut lucrurile alea și de ce am luat uh, trei sunete din natură, din uh, uh -huh. chestii pe care, nu știu, l -am, uh, am făcut singur și l am pus împreună. Hai să vedem ce iese. Nu iese nicio problemă, dar să se știe despre ce, uh, da, care da, a fost da, intenția da, și da. că, de fapt, asta ai urmărit. Este mai rău când avem, repet, de a face cu impostorii nedeclarați. Adică suntem foarte buni, da. ne folosim de, de lucrurile făcute de alții și un fel de. Uh, cum să zic, de un copy-paste din ăsta nedeclarat, neștiut dar și neasumat. Adică eu sunt și creatorul, de la mine a plecat ideea, de la mine a plecat totul și, și așa uite de, cât de bun atât sunt. Atât de vulnerabil asta sunt sunt păi este, pentru din de că sunt artiștii care se chinuie, efectiv, da, să ajungă la un rezultat, mai ales în, da. în zona compoziției, da, vorbim de compoziția în muzică pentru că ai dat da, exemplu, da, da. păi nu ușor ajungi la, 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 la rezultat și așa doar să vii să pui niște lucruri sau să iei spre da, de da, la da, altcineva da, da, și da, să da, te declare autor... Da. Da. Asta nu prea este da. în regulă. Asta tot publicul, dacă este... Depinde a, cât de pregătit este pregătit, și publicul, asta să nu am putem avea să pretenția dacă de Dacă este la un public, public pregătit, atunci da? penalizează. Da? Vorbim de publicul da. avizat și publicul exact. care efectiv primește un produs da. artistic, de asta, da, da, da. cultural. Uh, nu știi, uh, publicul, publicul, dar oamenii aceia chiar toți au pregătire în zona uh, da, artei, nu. nu. Și atunci nu da, poți da, să da. te raportezi la public și să ai pretenția de a fi înțeles sau de a înțelege lucrurile da, da. la nivelul tău de înțelegere. Da? Și de aceea sunt și tot felul de, da, unii o să spună, da, este minunat, este extraordinar, dar o să zic ce-i asta. Da, da. Și este firesc, este normal. Noi mai mult ar trebui să ne punem uh, uh, niște semne de întrebare acum, pentru că tot, este, uh, tot sunt discuțiile astea despre tehnologia și despre uh, inteligența Aici artificială. Păi haideți să vedem Dara. ce da, vom face de ce acum încolo, pentru noi că cu, da. deja tehnologia aproape că ne-a depășit, da. dacă nu chiar se, da. se întâmplă treaba da, asta. Da, da, da. Și uh, vedem ce. Uh, subiectul zilei este foarte clar. Uh, da. Atâta timp cât printr-un calculator putem genera o imagine, uh, nu știm dacă, dacă are valoare artistică sau nu are, uh, cine mai este creatorul sau cine este da. artistul, da? Cel da. care a dat comanda calculatorului sau calculatorul care a generat acea Imagine da. finală sau nu doar imagine pentru că să se întâmple și în muzică și în da. text și în zona da. uh, absolut vizuală. peste Dar... tot. Vai, deci eu iar asta o simt, este o problemă da. foarte mare, pentru că da. trebuie să ne folosim de da. tehnologie. Asta fără discuție, da, da. pentru că arta până la urmă uh, trebuie să evolueze odată cu timpul din, în care ea este, uh, uh, da. în care se întâmplă, Am avut da? discuția asta cu Andrei Velea da. și, vai de mine, unde o să ajungem noi cu chestia asta, cu uh, inteligența artificială? Și el da. a fost așa drăguț drăguț, a zis, trebuie folosit ca unealtă. Exact, isabela. exact. Da, 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 ca pe unealtă o vor folosi oamenii cinstiți. Păi aici Atât. este problema pentru că... Uh, Un altă, asta s-ar putea să, folo să fie folosită și de cei care uh, în, mod sigur. în mod intenționat o vor folosi pentru rezultatul da. respectiv și pe mai departe uh, da. vor declara în mod clar că s-au folosit de tehnologie pentru. Da. Uh, pentru Dacă creația vor finală. declara, e da. foarte bine. Dar există riscul de a se folosi de această unaltă uh, da. oameni care, în realitate, nu sunt capabili să creeze cu adevărat, da? Nu pot ajunge la, uh, nu știu, uh, uh, să genereze o operă de artă. Da. Da. Și acum cu, prin tehnologie să poată face lucrurile astea da. dar fără să declare lucrurile astea. Exact. s a folosit de tehnologie, exact. aici este exact. problema. Da, Așa zic și eu dar atât Dar cine căt, se folosește de tehnologie în zona creației este foarte bine și este foarte da. important. E, e bine, dar da. să fie mod declarativ. Exact, exact, da, da, da. pentru că eu mă gândesc că. Vor fi înșelați, vom fi înșelați pe Va exista, cu siguranță, <laughs> largă, chiar. Ba da. uh, seara, da. auzam la, la știri că Italia uh, va interzice folosirea inteligenței artificiale. Uh, iarăși, există această dezbatere um, precum că ezit, uh, va apărea riscul, sau deja a apărut uh, riscul, ca tehnologia. Noi să, să nu mai avem control asupra tehnologiei și lucrurile pot scăpa de sub bă, control da, foarte urât, da, chiar. Adică, da, noi da. trebuie să ne folosim de tehnologie, dar într-un mod constructiv. Da, da, și cinstit. Și cinstit și în mod cinstit. special, da. da. Dacă vorbim de plagiat în zona textului, eu cred că putem vorbi de un plagiat și în zona creației, atât în pictură, atât da. în. vorbesc mai ales în zona conceptuală. Da. că... Da, vorbesc în teatru în muzică, în absolut orice adică de ce se vorbește de plagiat doar când când spunem de text exact. și în celelalte zone ale creației unde se, se știe clar că se folosește și se preiau foarte multe idei și se folosesc da, în exact, mod propriu, fără da, da, să spun da, da, da mie îmi da. place de artistul East, X și am preluat da. lucrările și lucrez și eu ca el, da, pentru da. că eu nu mă regăsesc nicăieri, nu, nu mi-am găsit calea ca și lucrez ca X sunt, nu cred că vedem artiști care da, e să, să, da, să spună da, da. lucrurile astea. Dar e un plagiat, absolut. din punctul meu de vedere. Da, e absolut, un furt da, de, da. De, de, de idee. Da. E un furt omul ăla și este mai grav atunci când folosim o idee în zona creației, doar pentru că ne-a plăcut, am preluat-o și uh, ne folosim de ea, dar noi nu am înțeles uh, în ce uh, context a născut acea idee. Da? La, uh, artistul, la artistul de care ne-a ne da, plăcut da, și da, de da. care l-am preluat. În ce context a născut ideea? Uh, Lucrarea acum a, -a și De ce? Ideea. Ce a vrut să spună da, cu ea? Da, și da, s-ar da. putea să iasă altă minune. nu să iasă bine, sigur că S-ar da. putea să nu iasă bine sau unii da. s-ar putea să aibă noroc da. să iasă bine, dar ne da. folosim de lucruri uh, în mod necinstit și atunci uh -huh. eu una nu sunt de acord cu lucrurile da. astea. Și în teatru, să știi că există plagiat da. foarte mult și nimeni nu... Nu te protejează, e foarte dificil, mai ales poate să mă rog, nu mai mai ales dar în teatru. Uh, dăm un mic exemplu. Dacă eu încerc să scriu un text, da, uh, un scenariu, ies dintr-o dată pe piață cu un scenariu, dar eu l-am generat prin uh, inteligența artificială, da? Și nu declar lucrurile astea. Este, este o problemă, da. nu? De etică, în primul da, rând. Da, da, Pentru că eu ies da. cu un produs care nu mi-aparține. Dar dacă eu vin și spun da, am generat, declar, uh, da. declar că am da. făcut asta da, împreună da. cu uh, da, un da. calculator, mm -hmm. cu uh, așa, nu e nicio problemă. Da. da, da, da. Sigur. Și până la inteligență artificială, uite, noi luptăm, de exemplu, în toate teatrele. Și teatrele mai mari, teatrele mici și independente și de toate... Ne luptăm cu acest filmat în sală da, a da. spectacolului, fotografii și filme. Oamenii nu înțeleg și se supără pe noi, și noi tot apelăm la uh, înțelegerea lor pentru că uh, ei, ei probabil fac un lucru uh, de bună credință. Ei sunt da, încântați, nu, nu rău intenționat, nu rău intenționat ci din, da. din dar există din oameni care vânează pe da. Facebook, pe YouTube, pe asta tot ce ține de un titlu. Și apoi vezi da. ideea regizorului da. care a lucrat la tine în sală, o vezi pusă în alt, da. în alt loc, în alt teatru. Și e groaznic de dureros că n-ai ce să faci, că dacă ți-a ți da, trei este. idei care ți-au făcut spectacolul wow, și doar alea sunt, tu, da, pe nu ai unde să-l dai da, așa așa să spună, păi nu, că restul e altfel. Păi da, da, alea sunt... Da, corect. Uh, deci nu ești deloc... Nu ai cum, uh, dar nu ai cum da. să controlezi. este de, nu ai cum, e sigur. destul de greu, nu poți să controlezi 100%. Poate da. o mică parte din lucrurile astea da, poți, le poți ține așa cumva, sigur. sub control, dar nu în totalitate. Da. Și oricum, uh, în zona creației, atâta timp cât uh, ieșim în public cu, cu ceea ce am făcut... Lucrurile da. astea sunt văzute, sunt preluate, da. sunt folosite da. de alții. Nu avem da. ce face. Dar uh, am vrut să spun la un moment dat că noi, artiști suntem cei mai expuși acum uh, uh, cu, uh, mă rog, uh, faptul că tehnologia a ajuns până aici, da. cu această inteligență artificială, că chiar putem fi copiați și, mă rog, sau da. păcăliți oamenii că noi am creat. Uh, dar am uh, citit undeva, nu știu dacă este adevărat, că nu știu unde. Uh, Inteligența artificială asta a intrat într-un barou, deci a păcălit, a da. luat examenul, deci în toate domeniile vom fi. Uh, <laughs> păi de aceea da. se, uh, a și apărut dezbaterea asta publică. În toată Dacă se interzică să am, uh, da, da. exact, pentru da, că dar este aș... clar că nu mai există o, o, o limită. O limită nu, da. da și, uh, numai că așa când ca orice lucru interzis va deveni și mai uh, atractiv uh, și mai dorit și mai scump și mai prohibiția no, da. întotdeauna a uh, fost uh... In, da, noi vorbim de inteligență artificială da. la momentul ăsta ca și când uh, lucrurile astea abia au apărut și dintr-o dată a explodat, nu, da. ne folosim de inteligență artificială de ani, de zile da, da. doar că acum s-a ajuns la un alt nivel, mult mai pregnant și mai ales că s-a dus în zona asta a creației, a creației da. Da. Da, da, da. Zai uh, seama cât de puține lucruri am vorbit și câte mai aveam da. de vorbit. Uh, a, mi s-au făcut niște semne că s-a da. adus timpul. Uh, extrem de puțin am vorbit, Monica. Da, nu știu Bin... dacă am, am spus ce trebuia nu știu să spunem te-am întrebat, da, am vrut să vorbesc mai mult despre da. tine, despre, mă rog, devenirea ta, așa. Uh, îmi pare rău că a trecut așa repede timpul, dar o uh, mulțumim Dumnezeu să fim sănătoși. Da. Uh, ne, ne mai întâlnim. Uh, sper din tot sufletul că te-ai simțit bine și ai să mai vii în, în emisiune. Cu mare drag, da. Și să continuăm ce-am început și să vorbim despre încă un milion de, de lucruri. Da. Ești un om minunat cu care îmi face o mare, mare Mulțumesc, plăcere smat. să stau de vorbă. Uh, ești și un om inteligent și un om cald. Și mă bucur din tot sufletul că ne-au adus cărările pe acea da, așa da. drum. Mulțumesc. Până la următoarea întâlnire cu Monica Turcu, vă spun mulțumesc din tot sufletul că ați fost alături de, de noi. Nu uitați că această emisiune este și mâine în reluare de la ora 20. Eu sunt Isabela Oancea de la emisiunea Cei mai buni și împreună cu Monica Turcu, care a fost în această seară invitată mea, artist vizual, vă dorim un weekend frumos. Bună seara și numai bine! La revedere! Mulțumesc mult!